De ce mor copii nevinovați? Dacă Dumnezeu există, unde este El când cei nevinovați suferă și mor? În această serie ne propunem să răspundem la cele mai frecvente întrebări legate de Biblie, folosind aceeași măsură cu care măsura și Iisus. Stă scris, obișnuia el să le spună celor care deveneau prea inventivi în ceea ce privește învățătura. În acest video încercăm să aflăm, folosind același etalon, Biblia, de ce lasă Dumnezeu pe copiii nevinovați să sufere și să moară. Apropo, scrie-ne în comentarii părerea ta în acest sens. La 2 februarie 2020, la ora 17, lecțiile școlii primare din Kakamega, Kenya, se terminaseră, iar copiii ieșeau din clase. Din spirit de joacă se îmbulzeau unii în alții. În îngrămădeala produsă, casa scării de la etajul 3 s-a prăbușit sub greutatea lor. Unii copii au căzut afară de la etajul 3, alții au fost zdrobiți sub betoane sau striviți de ceilalți copii. Au murit 14 copii între 10 și 12 ani și alți 40 au fost răniți, unii foarte grav. Și acesta este doar unul din dureroasele exemple pe care le auzim despre copii care își pierd viața în accidente, din pricina bolilor sau a răutății oamenilor. Când se întâmplă astfel de lucruri, toți, dar mai ales cei îndurerați, ne întrebăm cine este vinovatul și dacă catastrofa s-ar fi putut evita. În cazul nostru ne întrebăm cine a construit școala, putea fi făcută mai bine, a fost incompetență sau indolență. Câteodată găsim un vinovat uman, altădată nu. Însă de fiecare dată ne întrebăm, dacă Dumnezeu există, de ce nu și-a folosit omnipotența ca să oprească tragedia? Însăși Biblia descrie cazuri în care copii nevinovați au murit. De exemplu, la nașterea lui Iisus, Irod trimite soldați ca să omoare pe toți copiii de sub 2 ani din Betlehem. Ce este chiar mai surprinzător este că Dumnezeu trimite un înger ca să-l avertizeze pe Iosif. Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo, până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Oare de ce nu a trimis Dumnezeu acel înger la toți părinții din Betlehem? Sau de ce nu a lovit Dumnezeu pe Irod înainte ca să fi dat această poruncă odioasă? Chiar dacă este greu să pătrundem în planurile misterioase ale lui Dumnezeu, tot Biblia ne face ceva lumină în ele. În primul rând, haideți să ne închipuim cum ar arăta o lume în care Dumnezeu ar opri toate relele și accidentele. Oamenii ar putea conduce beți, liniștiți, mașina, căci nu s-ar mai produce accidente. Incompetenții ar putea construi ușor și liniștiți școli, căci nu ar mai muri niciun copil. Părinții s-ar putea droga liniștiți, căci nu ar mai putea naște copii cu malformații. Și exemplele pot continua. Și toți am putea trăi în răutatea noastră la nesfârșit, sau mai degrabă până am înnebunit din pricina ei. Chiar dacă nu ne place lumea aceasta cu dramele și tragediile ei, oare o astfel de lume în care să rupi cauza de efect ar fi mai de dorit? Pentru unii poate că da. Dar pentru cei mai mulți dintre noi, nu. Pentru că știm în interiorul nostru că o astfel de lume ar fi chiar mai nedreaptă decât cea în care trăim azi. Dumnezeu cu siguranță nu-și dorește o lume în care răutatea este ruptă de consecințele ei. Pentru că dușmanul lui Dumnezeu nu este nici suferința, nici moartea, pentru care are soluții, ci răutatea, păcatul. Biblia spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin faptul că Dumnezeu nu scutește pe însuși Fiul Său de o lume plină de suferință și moarte, ci dimpotrivă îl trimite în mijlocul ei, Dumnezeu ne arată că nu există o altă cale. Moartea lui Iisus cel nevinovat ne arată că există o cauzalitate indestructibilă între păcat și moarte, pe care nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu a rupt-o atunci când a intrat în această lume. Iar soluția lui Dumnezeu nu este o lume în care cauza să fie ruptă de efect și în care răutatea să poată prolifera liniștită, pentru că aceasta ar fi o utopie a nebuniei.
ci soluția lui Dumnezeu este o altă lume. O lume în care suferința și moartea nu mai există. Da, știu, iar soluția este raiul. Păi, nu putem vorbi despre Regina Angliei fără să credem că Anglia există. La fel, nu putem vorbi despre Dumnezeu fără să credem că împărăția lui Dumnezeu există. Căci orice împărat are o împărăție. Iar împărăția lui Dumnezeu nu este de pe acest pământ, după cum a spus însuși Iisus. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, ci diavolul este stăpânitorul lumii acesteia. Și dacă este așa, ne-am aștepta oare ca o lume în care Dumnezeu este un invitat ocazional, iar stăpân este diavolul, să fie perfectă și să nu fie nedreptate și suferință fără rost, chiar și a copiilor nevinovați? Evident, nu. De aceea, soluția lui Dumnezeu la această lume nu este să o repare, căci ea nu poate fi reparată, ci să facă o lume mai bună și să-i mute în ea pe toți aceia care și-o doresc. Acolo, în acea împărăție, Dumnezeu va face dreptate tuturor celor nedreptățiți și va compensa pe toți cei ce au suferit aici ca fiind nevinovați. Ni se cere doar răbdare. Până atunci însă, cea mai mare problemă nu este a copiilor nevinovați, căci lor Dumnezeu le-a pregătit o răsplată mare, ci problema este a noastră, a celor care am avut neșansa să devenim vinovați prin ceea ce am făcut, adică eu și cu tine. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, noi suntem aceia care au nevoie de o soluție, nu copiii nevinovați. Dacă vrei să știi cum te ajută Dumnezeu să traversezi crizele vieții, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat imediat ce postăm un nou video. Pe curând!